Și în această seară îl va înfrunta pe Gabriel Fluture. Haideți să vedem și bătălia dintre cei doi. Cel foarte tare cei doi, nu așteaptă lovituri de tatonare. De obicei, prima repriză, prima rundă, spunea și flagisorul de tatonare, de cunoaștere. Da, te încălzește și proc, de obicei așa fac adversari, dar cred că își doresc foarte mult victoria amândoi. Ați văzut, așa am început și eu, l-am lăsat pe el să-și facă treaba un pic, să vedem ce dă, ce lovește. Am văzut unde are punctele slabe, a intrat două directe de dreapta, l-am ambițit puțin și acolo a fost cheia meciului. Deocamdată un meci foarte tehnic între cei doi. Luptă foarte frumos. În colțul albastru, după cum vă spuneam, Gabriel Fluture din România, 91 de kg, 25 de ani. L-am învins pe... Oh, croșet frumos de stânga. Da, l-am învins pe Raul Cătinaș. La un moment dat, Gabriel Fluture. V-am zis, foarte mulți ani în urmă s-a întâmplat această gală. Mă gândesc la Sibiu, nu știu sigur dacă mi-aduc bine de aminte. S-au luptat cei doi, încă Raul Cătinaș era un începător, nu avansase așa mult. Un progres enorm făcut de Raul Cătinaș între timp. Da, foarte mare. După cum știm, acum se antrenează în Olanda, la Super Pro. Dar, din păcate, nu l-am mai văzut în ultimul timp în România. O serie de lovituri acolo, foarte bine prins în colțul ringului. Da, este amecit Caciuc. Trebuie să forțeze acum Flutur. Foarte bine. Încearcă să intre în clinciuri, poate se mai... Da, încearcă să jubine. Încearcă să jubine. Nu lasă Flutur deloc. Și face foarte bine pentru că nu lasă să aibă momente de respiro. Foarte frumos meciul, foarte tehnic. Sperăm să îi ținem bateriile pe ambii sportivi în continuare la același rit. A fost campion național de kickboxing al Ucrainei, acest Leonid Caciuc. Încearcă să-și revine Caciuc, aleargă puțin mai bine, stragă aerul. O serie foarte bună al Fluture. Și ar fi foarte bine să nu lase să respire. Da. Lovește foarte, foarte tare. Sper că se aude sunetul loviturilor. Încearcă lovitura ficat acolo Caciuc. A pus mâna Flutur, nu se pune problemă în lovitură. Sunt mult mai puternice și mult mai precise loviturile lui Fluture. Își ating ținta. A încercat un middle kick acolo, Gabriel. A intrat middle-ul de stânga, l-a ficat. L-a ciupit un pic. Și un low kick. Foarte frumoasă loviturile de cu genunchiul. Spectaculoasă acolo. Cred că asta a fost pentru Remy. Olandezul... Specialitatea lui. Da, exact, are specialitatea lui. De cu genunchi, de unde degeaba îi se spune gentlemanul zburător. Exact. Porecle date de chinez la meciul cu Ucraina, foarte mare, nu mai știu cum îl cheamă. Tot așa l-a făcut knockout din lovitură cu genunchi la cap și atunci așa a căpătat porecla de gentlemanul zburător. Cred că v-ați pregătit în mod intens și știind că Remi Boniaschi va fi în această seară. Da, a fost o motivație în plus, vă dați seama. Cred că este un idol pentru toată lumea. Iar a lovit cu cotul și după ceafă. Probabil că va fi avertizat din nou. Da, următoarea va fi avertizat din nou. S-a considerat că a fost din greșeală, da? Acum, dar... Oricum e o luptă dominată clar de Gabriel Fluture. Da, Fluture boxează foarte frumos. A prins mai multe rânduri descoperit pe sportivul din Ucraina. Este meci frumos, ambii sportivi sunt foarte tehnici, de aceea meciurile... Atunci sunt meciurile mai spectaculoase, când ambii stau la bătaie. Ați văzut adversarul meu,
nu este așa tehnic, muncește foarte mult, foarte puternic, dar nu are tehnică foarte bună. Și meciul n-a fost chiar spectaculos. Dar ai simțit punctele slabe și ai încercat să le... Da, am încercat să termin repede. Low low kick al lui Fluture. Vedem grimasa de pe fața lui Căciut când Fluture lovește. Se vede că e simte concludentă. Loviturile, da. Se vede că simte loviturile. Au! Foarte frumos. Un pic a scăzut rimul Fluture, dar lovește în continuare cu precizie și foarte tare. Oricum are avantaj până în acest moment. Da, are avantaj foarte mare. Cred că îndozează, probabil, efortul a scăzut pentru ultima repriză. Au, ce repede trece timpul când suntem aici. Foarte repede. Mărin trece foarte greu. Sunt foarte lungi cele 3 minute. Da, da, sunt foarte, foarte lungi. Iată, încurajat Fluture să termine. Oh, foarte frumos a terminat. Foarte, foarte frumos. Se reia așadar ultima rundă a meciului 7 al serii, meciul 5 din fight card-ul serii, Gabriel Fluture contra lui Leonid Căciuc. Vă reamintim încă 3 lupte în această seară. Sergian Seleș contra lui Răzvan Ghiță, elevul lui Ciprian Sora. Va intra în ring imediat după acest coșul de dreapta pe care l-a încășat Flutur. Sperăm să fie bine. A intrat mult mai decis ucraineanul și a dat seama că nu mai are nimic de pierdut în această rundă. Mizează totul pe ultima repriză acum. Știe că a pierdut primele 2 reprize. Prima repriză a pierdut-o cu 2 puncte dezavantaj din cauza că a primit și cartonașul galben. A mai fost scăzut un punct, deci a fost 8 la 10, a doua 9 la 10. Deci are Flutur un avantaj foarte mare acum. Trebuie să lupte inteligent, să-ți protejezi avantajul și cred că meciul e în favoarea lui. Practic doar un knockdown, un knockout ar putea da, sau... doar un knockout îl salvează pe ucrainean. Sperăm să nu se întâmple lucrul ăsta. De asta și vedem mult mai incisiv în repriza asta. Luptă inteligent compatriotul nostru, Gabriel Fluture. Da, foarte, foarte inteligent. Lovituri doar în gardă. Simte că nu mai are forță ucraineanul și el punctează foarte, foarte tare. Foarte frumos, 2 percuturi la ficat, al treilea! 3 percuturi la ficat consecutive care... A respirat foarte bine ucraineanul, vedeți partea aceea s-a roșit deja. Altfel nu l-aș fi văzut foarte bine după acea serie. Clar, meciul Fluture nu mai are cum să... Doar o minune îl mai salvează. Boxează foarte bine Fluture. Stă și foarte bine în gardă, nu îl lasă practic pe ucrainean în niciun moment să... Îți găsească vreo breșă prin modul în care se apără. Foarte bine se apără acolo. Un genunchi cu casat de Fluture acum. Dar și o directă. Foarte frumos îl puteați. Ați văzut expresia ucrainei. S-a zdruncinat cumva acolo. A avut noroc cu corzile. Este în curs, gata! Este gata! Gata! Aole, doctorul! Nu mai poate, ce nu mai serie de lovituri. S-a terminat, a trebuit să încheie meciul. Arbitrul a trebuit să încheie meciul, nu mai poate să continue. Sunt convins că nu se va mai ridica. Croșeul de stânga a fost fatal în acel moment. Cel mai frumos loc din seara asta, trebuie să apreciem. Foarte frumos, nu se mai ridică, gata. Nici o șansă pentru Leonid Căciuc. A fost un croșeu de stânga, urmat de alte câteva lovituri. Nici o șansă, iată victorie frumoasă pentru Gabriel Fluture, care îl învinge pe Leonid Căciuc. Sperăm să fie bine. Da, aș revine încet, încet. Trebuie lăsat să primească oxigen. Și a trebuit să vină un medic aia să... Un pic de oxigen, cred că ar fi bine a venit. Victorie clară, poate cea mai clară victorie din această seară. Da, l-a terminat total de la un cap la celălalt. Al meciului. Foarte, foarte frumos meciul.